Care e mai mare per total manager în România? Dinu Gheorghe sau Mihai Stoica? Cel mai mare? Da. Marian Copilu, care a câștigat 4 titluri la rând. Da, și Marian Copilu a venit puternic din urmă. Mai manager de prima noastră? Vorbim de cine este. Alte alți bani, alte echipe, alt mod de organizare. Da, dacă ar fi așa istoric vorbind să faceți un top 3. A fost conducător mare fotbal românesc. Nu începeți cu aia de pe timpuri cu Alexandrescu și așa mai departe. Vorbim așa, perioada modernă. Sigur, eu am făcut perioada modernă. Cine a fost despre asta la Pisteaua după 97, începută, dusă până în 2006-2007, așa, nu? Da. Iar după aceea a apărut CFR-ul, care s-a... N-a intrat într-o dispută, așa să zicem, într-o polemică televizată. Își făceau treaba și mai luau campionatele. Ce treabă, doamne, își făcea treaba și... aparatul. Și Steaua, bineînțeles că așa se trebuie. Numai, numai rapid, Copos nu înțelegea cum trebuie făcută treburile. Îl păcărea Gigi Becali în fiecare an. Cu ce îl păcărea? Povestim o dată, acum păi, stricam emisiunea. Nu, eu tocmai o... Se povesti din astea. Folclor, nu? Îl întărăta, da. Cum îl întărăta? Haide, spuneți asta și vă las, promit. Cum îl întărăta? Aduc aminte, fiecare an erau cantonamentele, că făceam cantonamente. Și special cele de iarnă. Și sigur, el, ca să creeze Gigi Becali o dispută între mine și Copos, începea, unde pleci, cască rapid în pregătire, nu știu ce, bă, și tu unde pleci? Și Gigi știa și zice, am găsit ceva foarte bun, merg în Antalya, la Belek, știi, da, peste $150 de jucător pe zi, am reușit o sponsorizare cu cineva, mă costă vreo 45-50 maxim, pe mine mă costă. Sigur, noi mergeam, rapid, mai plecam de obicei, mergeam în special în Spania, am făcut niște la Valencia, niște cantonamente. Și ne costa în jur 90-100 dolari. De om. De om, da. Așa, da. Și nebunea Copos. De aici începe discuția între mine și Copos. Că noi nu ne ocupăm, că noi nu suntem pregătiți să facem performanță, cheltuim banii, alții pleacă pe $50, nu știu ce. Într-un an am stat și știam cu cine pleacă. Da. Și am făcut și o răză, contractul făcut de ei cu așa respectiv. Agenție, da. Și l-am lăsat pe Copos să... Și, să vă certe, să spună domnul Dinu. Uite, George, contractul lor, care e mai scump ca al nostru cu cel puțin $20-30 per jucător, per om. Da, că... deci asta făcea. Era un scandal monstru pe tema asta, pentru că, îți dai seama, antrenorul cerea condiții de pregătire, nu? Noi eram totuși rapid, trebuia să mergem, să stăm la hotel... Titanic în Antalya, cu 42 de echipe în același hotel, în toate țările din estul Europei. Și era greu. Și atunci trebuia să avem niște condiții mai bune. Și el până deci, accepta, până... Strateg Gigi Becali totuși. Da, nu știa că George pe românește mai... Păi până la bani, când auzea de bani.